Clubul sportiv Ciahlăul din Piatra Neamț este, dacă ne raportăm la imagini, partener cu primăria în proiectul Piatra Curată. Probabil asta în zonele mai verzi și mai ascunse ale orașului, pentru că în curtea proprie, cei de la club sunt corigenți la capitolul gospodărire. Pe strada Ștefan cel Mare, în colțul de lângă casa Elena Cuza, tencuiala căzută și acoperită de straturi de grafiti din zidul de protecție exterior, din care se desprind și cărămizile, ascunde pericolul public din interior pus sub cheie de conducerea clubului pentru a-i proteja de eventuale accidente pe cei care s-ar încumeta să intre. Terenul de tenis, cândva din beton, ar putea să fie omologat ca teren mixt, beton și iarbă, într-un fel de premieră mondială. De fapt, toată suprafața de 7.000 de metri pătrați am recuperat-o anul trecut de la fostul proprietar, domnul Lalu. Ne-am judecat vreo 20 de ani și spre bucuria noastră a revenit Ministerul Tineretului și Sportului Clubului Sportiv Ceahlăul. Sunt trei terenuri de zgură, două de bitum și fostul teren de handbal tot de zgură. Terenul de bitum, în special, să zicem că arată așa, deoarece fostul proprietar nu s-a îngrijit de el. Noi le-am băgat acum pentru a accesa fondurile de Uniunii Europene, am raportat Ministerului această situație, sperăm să ni se aprobe și îl închiriem, da? Este 20 de lei ora, de fapt tot ce este ca bază sportivă. Nu avem solicitări deoarece este pe bitum și este foarte dificil să joace. Bătălia câștigată pentru recuperarea terenurilor este de admirat, dar jalea și mizeria din interiorul bazei nu au nicio scuză, mai ales că de 6 luni nu se mai poate da vina pe vechiul proprietar.